Seara trecută, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru deblocarea unei uși de la un apartament din cartierul Schela Cladovei. În spatele ușii închise a fost descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 65 de ani. Două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit seara trecută cu auto specială și o ambulanță zmur pentru deblocarea unei uși de la un apartament din cartierul Schela Cladovei. Persoana care locuia la acea adresă nu răspundea la telefon și la ușă de câteva zile. Seara trecută, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu auto specială și o ambulanță SMOD pentru deblocarea ușii unui apartament situat într-un bloc de locuințe în cartierul Schela Cladovei din municipiul Drobeta Turnu Severin. Cu ajutorul scării de fereastră, pompierii au pătruns în apartamentul situat la etajul 1, unde au găsit un bărbat în vârstă de circa 65 de ani decedat. După pătrunderea în apartament, într-una din camere a fost găsită o persoană decedată de sex masculin în vârstă de aproximativ 65 de ani. Cercetările sunt efectuate de instituțiile abilitate în acest sens.